După invenția armelor nucleare, radiațiile au devenit o îngrijorare majoră pentru toată lumea, frică accentuată de accidentele nucleare precum Cernobâl sau Fukushima. Totuși, bombele atomice și energia nucleară nu sunt singurele surse de radiații. De fapt, Soarele emite constant radiații, însă avem norocul de a fi protejați de către atmosferă. Pe lângă asta, există o mulțime de lucruri care, în mod surprinzător, pot fi incredibil de radioactive. Nucile braziliene Deși nu este nici pe departe singurul exemplu, nucile braziliene sunt cu siguranță una din cele mai radioactive alimente consumate de oameni. De fapt, ele sunt de aproximativ 1000 de ori mai radioactive decât celelalte alimente. Nucile braziliene au o cantitate mare de radionuclizi naturali. Ele constând într-o cantitate semnificativă de radio care contribuie la radioactivitatea lor. Nucile din Brazilia cresc pe copaci cu rădăcini adânci, care ajung în sol pentru a produce cantități mari de radio natural, o sursă de radiații. În același timp, radiul nu e reținut de organism pentru mult timp, așa că deși sunt atât de radioactive, cel puțin comparativ cu alte alimente, nucile braziliene încă pot fi mâncate în siguranță. Bananele Bananele sunt o sursă importantă de potasiu, care este de fapt un amestec de izotopi, printre care se găsește inclusiv izotopul radioactiv potasiu-40. Deci, până și bananele sunt ușor radioactive. În mediu, o banană obișnuită emite aproximativ 14 descompuneri radioactive pe secundă și conține aproximativ 450 mg de potasiu. Totuși, aceste valori sunt mult prea mici pentru a fi periculoase, așa că nu este nici pe departe un pericol real, chiar dacă ar putea declanșa o alertă de radiație atunci când este căutat material nuclear. De asemenea, am vorbit despre banane deoarece sunt una din cele mai bune surse de potasiu, însă orice alt aliment bogat în element conține în mod natural și potasiu 40, deci e ușor radioactiv. Detectoarele de fum. Aproximativ 80% din detectoarele de fum standard conțin o cantitate mică de Americiu 241, izotop radioactiv care emite particule alfa și radiații beta. Particulele alfa din sursa de Americiu ionizează moleculele de aer, așa că unele particule sunt încărcate pozitiv și altele negativ. În interiorul detectorului e format un flux de ioni încărcați pozitiv și negativ, iar alarma este declanșată atunci când acel flux este întrerupt de fum. Particulele alfa sunt foarte grele și nu pot călători foarte departe, așa că ele sunt învelite într-un strat de folie și ceramică, lucru care le împiedică să se deplaseze în afara detectorului. Deci, în ciuda prezenței izotopului, din moment ce acesta este închis în mod normal, detectoarele de fum nu prezintă niciun risc pentru oameni. Cantitatea de americiu din interiorul dispozitivului nu e deloc mare, însă oarecare probleme pot apărea dacă detectorul e deteriorat sau utilizat într-un mod greșit. O problemă mai semnificativă e aruncarea detectoarelor de fum, deoarece nu există instrucțiuni speciale care să reglementeze procesul. Asta înseamnă că detectoarele defecte pot fi aruncate împreună cu restul gunoiului menajer fără riscuri semnificative, deși în timp americiul se poate acumula în gropile de gunoi unde ajung în cele din urmă detectoarele. Luminile fluorescente în luminile fluorescente se găsește un mic bec cilindric de sticlă care conține mai puțin de 15 nanocurie de Krypton 85, un emițător de radiații beta și gamma. Acesta nu e neapărat un pericol, cel puțin dacă becul nu e spart. Totuși, într-un asemenea caz, toxicitatea celorlalte substanțe chimice tind să depășească riscul cauzat de radioactivitate. Pietre prețioase. La începutul secolului al XX-lea s-a descoperit că unele soiuri de pietre prețioase își datorează culorile intense datorită influenței radiațiilor naturale. Ca și surse de radiație, unele pot fi generate de roca din jurul pietrelor sau în cazuri mai rare chiar și de radiația cosmică. Niște exemple de pietre prețioase radiate natural ar fi zirconiu, cuarț, fumuriu, ametistul, floritul violet, safirele galbene și diamantele verzi. Totuși, pietrele prețioase pot fi radiate artificial chiar și mai mult cu scopul de a li se îmbunătăți culoarea. De asemenea, unele diamante artificiale sunt fabricate din oxizi de metal, cum ar fi oxidul de itriu stabilizat cu oxid de toriu radioactiv. Pietrele prețioase sunt în general expuse la radiații electromagnetice de înaltă energie, cum ar fi radiații gamma sau cu raze X, radiații cu particule, radiații beta, dar și bombardarea cu neutroni și protoni liberi. Dintre toate aceste tehnici, doar ultima poate produce o radioactivitate vizibilă a pietrelor, iar în unele cazuri exemplarele pot prezenta o radioactivitate măsurabilă timp de câțiva ani. Prin urmare, trebuie mai întâi pus în carantină până când radioactivitatea sa scade la limitele specificate legal, similar ca și în cazurile precedente, chiar dacă aceste pietre prețioase prezintă radiații, nu înseamnă că sunt automat și periculoase, deși unele pietre tratate cu radiații pot expune radiații cu o valoare de până la 0,2 miliroentgen pe oră, care cel mai probabil vor fi purtate aproape de. Piele, în același timp, cantitatea sigură de expunere de 2 miliori în gen pe oră. Ceasuri. Timp de decenii, care au folosit vopsea cu radio, substanță foarte radioactivă, pentru a crea cadrane luminoase care strălucesc în întuneric. Această practică s-a încheiat în anii 70, iar materialul a fost înlocuit cu altul care, deși încă este radioactiv, nu e chiar atât de potent. În ceasurile fabricate, azi sunt folosite tuburi de sticlă minuscule și înguste, umplute cu tritiu, în căror suprafață interioară e acoperită cu o culoare fosforescentă specială. Radiația beta cu tritiu stimulează această vopsea pentru a genera strălucire continuă, în timp ce tuburile de sticlă, carcasă metalică și sticla ceasului servesc drept protecție împotriva radiațiilor țigările. Fumatul poate provoca mai multe probleme de sănătate, cel mai des fiind vorba despre cancerul pulmonar. În general, acesta este produs din cauza chimicalelor dăunătoare care pot afecta plămânii. Totuși, radiațiile din țigări nu provin de la aditivi chimici, ci chiar de la tutunul în sine. Într-un proces similar cu modul în care bananele și nucile braziliene devin radioactive, plantele de tutun pot absorbi elemente radioactive precum radiu, plumb 210 și poloniu 210, atât în mod natural cât și din cauza unor îngrășăminte utilizate pe culturi. Ceramice. Ceramicele sunt folosite pretutindeni, iar în unele cazuri acestea pot emite radioactivitate. De exemplu, porțelanul poate fi colorat artificial cu oxiz de metal care conțin uraniu, ceea ce îl face mai alb și mai reflectorizant, dar și mai radioactiv. De fapt, chiar și lucrările stomatologice pot expune o persoană în fiecare an la aproape dublul nivelului obișnuit de radiații pe care le-ar primi din alte surse naturale. În cazul ceramicelor, elementele radioactive precum uraniu, toriu și potasiu 40 au fost folosite pe scară largă până în anii 60. Pentru pahare, uraniul a fost folosit în special de la începutul secolului al 19. -lea. Și până în anii 70 a colorat paharele într-un galben transparent sau galben verde. Produsul rezultat avea adesea tendința de a emite niveluri scăzute de radiații pentru mai mulți ani după fabricație. Trupul uman. Din moment ce am menționat deja că izotopii radioactivi sunt prezenți în unele alimente, probabil că e logic că până și corpul uman e puțin radioactiv. În viața de zi cu zi întâmpinăm tot felul de radiații, potasiul 40 fiind principala sursă, deoarece e atât de comun în alimente. Cantitatea de izotop radioactiv potasiu 40 în cazul unei persoane de 70 de kg e de 5.000, ceea ce ar fi echivalentul a 5.000 de atomi care suferă dezintegrare radioactivă în fiecare secundă. Totuși, corpul nostru captează radiații chiar și dincolo de alimente, precum aerul pe care îl respiră, razele solare care ne încălzesc și apa pe care o bem. Dacă o persoană are o greutate peste medie, asta înseamnă că și cantitatea de radiații pe care le va expune este mai mare, deși doza va fi oricum mult mai mică, comparativ cu valorile la care suntem expuși în mod natural. Un alt element radioactiv care se poate găsi în corpul uman este și uraniul. Acesta este un alt element metalic, greu și natural, care se găsește practic peste tot în natură, inclusiv în roci, sol, plante și, desigur, corpul nostru. În medie, o persoană ingestă două unități de uraniu în alimente și apă în fiecare zi, dar o fracțiune chiar mai mică, cam 2 sau doar 1%, este de fapt absorbit în organism. În schimb, el e eliminat prin diferite moduri, inclusiv prin firele de păr. Radiațiile din corpul nostru sunt atât de obișnuite încât cantitatea naturală de carbon radioactiv 14 existent în corpurile umane chiar lucrul care permite arheologilor să determine vârsta scheletelor. Granit Granitul conține în mod natural uraniu și toriu, deoarece acestea sunt elemente găsite în magma care s-a solidificat pentru a produce materialul. Aceste minerale radioactive din granit se pot degrada în radon, care e un gaz radioactiv incolor și inodor care poate fi eliberat de la suprafața granitului în timp. Cu toate astea, deoarece granitul nu e poros și suprafețele expuse sunt tratate cu etanșant, este mai greu să scape radonul din granit decât din pietre mai poroase, cum ar fi gresia. În mod obișnuit, radiațiile atribuite granitului nu sunt atât de ridicate încât radonul găsit într-o locuință atunci când e combinat din toate celelalte surse poate într-adevăr să provoace probleme de sănătate grave, precum cancerul pulmonar. Din acest motiv e recomandată testarea nivelurilor de radon chiar și în absența granitului. De fapt, radonul care provine din solul de sub casă este o problemă mai frecventă și un risc mult mai mare pentru sănătatea publică decât radonul provenit din granit. Uitându-mă la datele provenite din SUA, radonul este a doua cea mai mare cauză de cancer pulmonar după fumat și este estimat că provoacă zeci de mii de decese prin cancer pulmonar în fiecare an. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere linkuri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!